seara l-o cotenent fără frumos, nu mă nenorociți, că trebuie să fiu pe platou la filmare. E, trebuia să te gândești la asta înainte să minți, mă. Dar n-am mințit niciunul, iubi. Să știi că eu n-am nicio legătură cu caseta aia nenorocită. Pupă, s-a uitat un video-ul lui șeful. Gata, Chiorete! Imediat să trăiți, domn sergent, imediat, așteptați un pic. Hai, pupă-să, că dietatoria ta morală să repar ce bocru mi-ai făcut-o mie, m-ai băgat cu caseta aia până peste cap. Haide, că nu o fi mare greutate, te duci, îți ții locul și cu asta basta. Dacă nu se duce, te strâng de gât. Dacă mi-a promis că se duce, se duce, domn sergent. Dar dumneavoastră sper că n-ați uitat să vorbiți cu regizorul să nu-i filmeze fața, nu? Bă, Chiorete, tu ești tâmpit? Nu ți-am mai spus că regizorul ăla e suedez și nu pricepe o babă românește? Am vorbit cu fata aia care îl ajută, secretara lui. O să explice aia. Mister, dar știți cum trebuie să filmați, da? De aici în jos, da? Fără față. It's ok? Cum le-ai zis, mă, să nu-ți arate fața? Cum? Eu le-am zis, șeful, să trăiesc, dar nu înțeleg de ce mi-au dat-o. Băi, ce face ăsta, băi, nene? Ce caută ăsta cu obiectivul pe fața mea? Voi n-ați înțeles, băi. Tu trebuie să mă filmezi aici, da? Aici nu ai ce căuta, că nu trebuie să mi se vadă fața. Dacă nu faceți așa, eu măcar, bă, adică eu liv. Băi, eu nu înțeleg nimic ce zice ăsta. Cred că vrea să-i filmăm și fața. Altfel pleacă. E în regulă. Filmați-o. Oricum e mai sexy decât Costello. Așa. Deci Costello când vine, îi trageți lui fața, da? Okay. Am înțeles. Dă-i drumul. Acțiune. Înțelegem-se. Cine te-a pus, mă? Cine te-a pus, mă? Nu te-ai gândit la consecințe? Dar tu nu! Tu te-ai lăsat orbit de vedetisme! Disperatule după glorie! Nebunule după bani! Domn sergent, dar nu înțelegeți că n-am vrut să mi se vadă fața? Mi-au filmat-o aia, dar fără să știu. Bă, tu încerci să mă prostești pe mine, mă, care eu sunt zeu filmului? Adică tu nu vezi când vine spre mecla ta o cameră de luat vederi? Dar ce ești, mă, Ray Charles? Ce ești, mă, Andreea Bocelli? Sau, mă rog frumos, celebritățile astea oarbe cu care... Cu care se mai cunoaște domn sergent Mărlanu, da. Cu care mă mai cunosc eu, Chiorete, că de acum încolo sunt și eu sergent și mă cunosc și eu cu vedetețile cu care se cunoaște Mărlanu. Poftiți. Ce mă fac, domn sergent? Ce mă fac că dacă află Emma, sunt nenorocit? Păi deja ești un nenorocit, băi, pupăză! Adică să faci tu așa ceva? Să mă trădezi după mine, mă? Care ți-am fost căutată să mie locul, mă? Eu șeful tău? Domn sergent, dar nu vreau să vă iau loc. Uite, jur că nu mai apar în viața mea în filme de-astea de ochiate. Ce mi-au auzit salățile? Adică cum, bă? Și ăsta a jucat în... Când ați fost dumneavoastră în spital, să trăiți. Cine, mă, pișpiriu ăsta? Domn sergent Gogoașe m-a... Deci pe alții poți să-i bagi în film viperă ce ești. Pe mine nu care ți-am fost cauntat arditear focul. Te-am crescut la sânul meu cu lapte în sânul meu propriu, mă. Că de-aia îți mâncam pachetul de la Măta. Să am lapte să-ți dau tâmpitule. Și tu-ți bagi joc de mine. Te-am ferit de vicisitudinile armatei, de... Și cuvinte de... Nici pruteanul nu știe să vorbește așa. Și tu ce faci, mă? Îl bagi pe părțitul ăsta, mă, nenorocitule?
Ce mă mai super, Gogoașă? Ce mă mai super? Vrei să te bag și pe tine, Mărlane? Păi poți? Pot, Mărlane, pot. Te bag în mata, bă, de gras infecție ești! Ce te râzi, Chiorete? Ce te râzi, pupăză? Pupăză, ce am nevoie de ajutorul zlăninosul ăla să ajung cineva? O să mă afirm singur, mă! Prin mine însuși! Cum spunea țărăniștii la 1848. O să vă arăt eu, mă, cine-i Mărlanul Ferdinand I-ul, clar? Dar pentru ce trebuie, dragă? Vreau să-i fac o surpriză lui Trășcuță. Auzi, dar de ce nu te duci tu la un sex shop? Ai nebunit? Unde ai mai pomenit tu gravidă la sex shop? Că de soldat NATO nici nu se mai pune problema. Dar nu trebuie să afle nimeni că te duci, nu? Se află imediat, fată, că spionii nu doarme. Și de ce să-mi bat eu singurică cuie în talpă când e mai simplu așa? Zim, ai găsit site-ul ăla? Încă nu. Auzi? Dar tu ai voie să mănânci plenjerie de aia? Dar nu e pentru mine. E pentru Trășcuță. El o mănâncă de pe mine. Ai, mă! E nebună aici, mă. N-are cum să nu găsească înregistrarea Trașcă. Sunt terminat. Bă, singur mi-am făcut-o, mă. Cu mâna mea. Ca aia din film. Uf, domn caporal. Dar lăsați, lăsați. Nu cred eu că EMA accesează ea site-uri de-alea de ochiate. Nu cred. Păi EMA nu. Dar nevastă-ta, da, bă, că i s-a suit hormonul la cap. Oh. Ce crezi că fac acum acolo? Nu știu. Nici o Trașcă. Și de-aia sunt terminat psihic. Aoleu. Domn caporal, ce-ar fi să mă duc eu acolo, așa ca și cum aș avea treabă cu bibilica mea, și să trag cu ochiul? Trășcuță, faci tu asta pentru mine? Da, da, fac! Mersi, camarade, mersi! Oh! Lăsați, domn caporal, nici chiar așa, liniștiți-vă! Cine știe ce fac acum? Poate caută rețete de slăbit sau săl de fitness, chestii de-astea de ale lor. Da, sau așa. Da. Păi nu găsesc. Haide, mă, când vreau și eu să fac ceva special, mama, am niște draci. Ipuraș, liniștește-te, mă, că agiți copilul ăla degeaba. O, că o să găsesc eu până la urmă. Schimbă-i cuvântul de căutare, scrie altceva, scrie erotic. Da, poate așa găsești. Erotic. Da, stai așa. Bine că ești aici, pupăză. Dă-mi și mie, te rog frumos, împrumut niște bani până la soldă. N-am, bă, Chiorete, că mi-a luat gogoașe pe toți. Cum s-a luat toți banii? M-ai luat toți banii. Taxă de impresariere, că m-a lansat în industria filmului. Nenorocit-o, dracu. Auzi, dar chiar, pentru ce trebuie? Vreau să-i fac și eu o surpriză lui Desiret. Să o împac după toate tâmpenile care ne-am făcut. S-o scoț și eu pe ea în lume undeva, bă. Cere lui gogoașe, că ăsta sigur are că a luat de la mine. E la filmări. Și ce dacă? Du-te peste el. Mă duc peste el să iau banii. Păi mersi, bă, pupăză. Cum e Trașcă? Groasă, domn caporal. E clar, m-au găsit. Încă nu, dar exact asta căutau. Ha? Ce zici, mă? Beton, sunteți Mârlan Brando, domn sergent. Dar auziți, nu mai bine mergeți fără parpa la Costa, că vă acoperă fizicul ăla spulberător. N-acoperă nimic, fraiere. Sau, mă rog, acoperă temporar până ajung în fața producătorului și a regizorului, că, pormo, sper să-l uimesc. Ta-da! Domn sergent, sunteți gol! Păi normal, fraiere, ca să vadă oamenii, aptitudinile, talentul, mă rog, chestiile astea care le mai am eu.
Păi dacă țin Oscarul ascuns în pantalon, nu mai mă remarcă nimeni, bă. Hai, și acum urează-mi succes, că oricum o să am. Succes! No, am secundele numărate, Trașcă. Și când găsește filmul, gata. Sunt terminat. Adio, Emma, asta e. Domn caporal, eu v-am zis care e singura soluție. E singura? Singura, singura. Păi atunci... Aha, asta e, asta e. Să văd, să văd, să văd, să văd. Stai, mă, stai disperat, o să se deschidă fereastra asta. O, Baza, ce-ai făcut? Măi, fetelor, mă, dar nu mai stați toată ziua cu ochii în calculator, că vă stricați naibii vederea. Eu zic mai bine să discutăm ceva interesant. De exemplu, enigmele Terei. De ce credeți voi că au dispărut dinozaurii? Tu ești idiot? De o oră ne chinuim să găsim și noi site-ul ăsta și acum vii tu și strici tot. Ieși afară! Ieși că nu știu ce-ți fac! Stai, mă! Ieși, pupăză, ieși, că e gravidă și asta la nervi fac... Ce surpriză! Păi dacă e surpriză, e surpriză, nu se spune. Chiarete, vezi că mie încă nu mi-a trecut supărarea, da? Știu de zirica, dar în tocmai de-aia vreau să-ți fac surpriza asta ca să te împac. Păi și unde vrei să mergem? Nu înțelegi că e surpriză? Nu pot să spun. Hai, hai cu mine. Stai. Hai, te zirica. Da, liniștește-te, femeie, că o să-l găsim din nou. Și dacă nu-l mai găsim, și dacă nu se mai colectează, îl omor pe pupă, să-l iau și... Te rog frumos să te liniștești, că agiți copilul ăla degeaba, da? Te rog frumos. Dacă nu se conectează, mă duc eu la magazin și-ți iau, da? Da! Uite, uite, uite! Uite, s-a deschis! Emma, pot să-mi bag și eu ăsta la tine în priză, că... La noi toate prizele sunt ocupate și vreau să-mi încarc și eu telefonul. Ce ai făcut, idiotule? Ce am făcut? Ne-am oprit calculatorul. Iar! Eu? Adică ăsta era la... N-am știut pe cuvânt. Măi, din toate prizele, din toată unitatea asta, câte erau libere și tu tamala asta te înfipți să ne scoți noi calculatorul! Te omor, ăsta! Ta-da! Marfă de marfă! Așa ceva n-ați văzut dacă sunteți. Calitate prima, extra large. Vă și demonstrez. N-aveți dumneavoastră un metru de vreun metru și zece? Asta cred că s-a și strâns de la transpirație. Mă rog, să nu vă chipuiți că e așa, nu. Dacă dați scaunul un pic mai în spate, pot să vă și arăt cum funcționează. Mă scuzați că vă întreb, ce tot îl băgați, domne, în față pe gogoașul ăla? Că e praf pe lângă mine, e... E ca pepele pe lângă nucă. Sau invers, mă rog. Dacă vreți să vă demonstrez, mă duc un pic să mă răcuresc, să dau apă pe față, să-i dau și lui părul pe spate, să-mi pregătiți între timp o gagică. Una de asta, să pregătită, odihnită, că eu sub 5 ore nu o las... Ce 5 ore? Sub 4 ore, chiar și 3 câteodată. Dacă am fugit, mă așteptați, da? Ce faci, mă, Vasilica, aici, mă? Tai frunze la câini, mă, ia-mă mătura asta și dă. Dă repede cu ea să iasă praful, că vin actorii în 10 minute, clar? Hai, repede! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Te-am găsit, nenorocitule! Și-am mai pus-o și pe aia pe drumuri degeaba. Dacă află, mă omoare.
Seapă, pupăză! L-am băgat în priza astălaltă! Special pentru tine! Nici nu te gândi? Da? Și oricum, Emma e la sex shop. Să o ia! S-a dus la... S-a dus la... Eu am trimis-o, ca să fim sigure! Ah, tumor! Ah! Ah! Angat! Ce faceți, mă? Ai găsit-o? Da, dar ce faceți? Emma! Bunga! Pupăză! Pupăză, ești nebun! Pupăză, dă-i drumul! Mă! Era singura soluție, iartă-mă! Ce naibii l-o fi apucat, mă? Eu cred că l-a plătit trașcă ca să-mi bage mie bețe în roate. Că de când cu burtica, ăsta m-a trecut pe linia moartă. Ei, lasă că, uite, acum cu lenjeria asta, sigur... Aici e surpriza, nu? Nu, iubi. Doar un minuțel, mă duc să iau ceva de la cineva și după aia ți-arăt surpriza. Nu e cazul. Încă nu mi-a trecut supărarea. Lasă că te fac eu să-ți treacă supărarea. Stai aici cu mințică, să nu te miști de aici, că vin imediat. Și după aia, surpriză! Numai două minuțele, domnul regizor, și vă arăt cât de specialist sunt eu. Oh, mi-a spus și reflectoarele alea, ca la filmările adevărat. Vă mulțumesc! Mă rog, eu mă duc la treabă ca să nu vă mai țiu de treabă, mă apuc eu de treabă. Camera pe mine, focus, șarf. Viol, asta e secvența cu viola. Cum să vedeți, domnule, ca ce sunt specialist? Treci pe ei! Cine să știu? Ajutor! Nu știu și deci ce caută mai aici? Dă-i mă afară, că în 10 minute îmi vine actorii și încep filmarea, mă! Vasilica, du-te odată! Bă, ieșiți, bă, afară, că începe filmarea, mă! Stați că acum e secvența, scena importantă! Trece așa! Na! Doamna locotenie, jucați în filme porno? Ce faci, iubi? Vă omor, mă, vă omor! Dă-mi afară, promotor! Le dați afară de în armat ca să avem timp mai mult pentru... Vasilica? Ha? Da, șef. Dă-i afară, mă. Ieșiți, mă, afară. Dacă nici cu asta nu-l conving, apoi... Stai liniștită că o să sară pe tine. Ah. Hai, eu vă las că aveți de discutat. Aoleu. Ce să mai discutăm? Ce să mai discutăm, drag? Gata! Am făcut-o din prostie și gata. Hai, acum ia-mi gâtul pentru amărâtă de casetă porno. Mă rog, e mult spus casetă că eu am jucat doar în două secvențe. Opa-să! Tu joci în filme porno, mă? Doar în două secvențe, nu ți-am spus? Pă bune? Că stai, dragă, că promit să nu se mai repete, a fost ultima dată! Mă, tu ești chiar idiot? Vrei să o lase pe asta inima de tot, să o omori aici? De ce naiba i-ai zis? Păi n-ați văzut caseta? Nu, nici nu știm cum se cheamă! Zi-mi repede cum se cheamă, să o caut pe net! Păi și atunci, după ce s-a dus Emma la... După lenjeria mea intimă, idiotule! Doamne, ce-am făcut? Emma, două secvențe n-au fost. Ți-am zis, mă, să nu te mai ții după mine! Ba, mă țin de Ziret! Că nu sunt vinovat, trebuie să mă ierți! Eu am ajuns la platou la Gogoașe ca să-i cer permisie, ca să poți să te scoți la restaurant! Chiorete, taci! Sau mai bine nu, zi-mi unde m-am mai pupat infectul ăla, că dacă-mi ies bube, te dau afară din armată! Ura! Ne-au văzut, ne-au plăcut și ne-au cumpărat! Dar mâine ne apucăm de filmări! Poftim?
Știi cum o să se numească filmul nostru? Pasiune în alb și negru. Teptar de tot, le-a plăcut faza aia, că a băgat-o și pe internet. Filmul e deja pe net acolo, când eram eu călare pe stătine, gol, pușcă și tu răgneai ca din gură de șarpe. Viol! 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 A fost, ai fost super, Beton, cel puțin mie mi-a plăcut. Hai, dragă, mai repede, că îmi trece tot cheful de sex. Două ore te chinui la amărâta aia de lenjerie. Dacă ai ști ce delicioasă e... Ai terminat? Da. Unde te duci? Patul e aici, bibiloi. Să mai iau o pereche, dragă. Cu asta de-abia mi-am deschis apetitul. Unde-i magazinul? Aha! Aha! Se apă cu păză. L-am băgat în priza astălaltă. Ah! Ne! Nici să nu te gândești! Ah! Țeapă oricum că Ema s-a dus de la sex shop să o ia! Oaia! Ce surpriză? Nu, iubi, ai răbdare! Nu, aici! Dă nenorocire! Ce să mai discutăm? Ce să mai discutăm, drag? Gata! Am făcut-o din prostie și gata. Hai acum, ia-mi gâtul pentru amărâtă de casetă porno. Mă rog, e mult spus casetă că eu am jucat doar în două secvențe. Ah. Opa-să! Tu joci în filme porno, mă? Viol, asta-i secvența cu Viola! Acum să vedeți, domnule, ca ce sunt specialist! Treci, făi! Cine să știu? Ajutor! Nu știu și... Deci ce cautăm aici? Dă-i mă afară, că în 10 minute îmi vine actorii și începe filmarea, mă! Vasilica, du-te odată! Băi, ieșiți, bă, afară, că începe filmarea, mă! Stați, că acum e secvența, scena importantă! Treci așa! Doamna locotenie, jucați în filme porno? Ura! Ne-au văzut, ne-au plăcut și ne-au cumpărat. Dar mâine ne apucăm de filmări. Poftim? Știi cum o să se numească filmul nostru? Pasiune în alb și negru. Iepuraș? Fă-mi repede unul la cravată că mă grăbesc. Dar eu nu știu.
E ordin! Dacă nu iese bine? Dacă nu iese bine, ți-l trimit pătrașcă pe sectoare. De-abia aștept să... Să-mi faci pantofii, știam eu, trebuie și freacă. Nu? Nu tu, mă, băiatul lui Tactu, trebuie și freacă. Ce vrei să plec prăfuit la meeting? Hai! Unde? Pandame, n-ai toată memorie liberă să-ți explic traducerea. Taci și freacă! Domn sergent, și cu cine vă întâlniți la meeting-ul ăsta, dacă nu sunt prea indiscret? Ba ești, trașcă. Dar pentru că astăzi este un moment important al vieții mele, al viitoarei mele cariere de megastar, am să-ți explic. Dar să știi că n-ai să scap de flotările aferente indiscreției. Cât îți explic, bagă. Hai, 100. Dragă curiosule, dragă asistență, doamnă, vă anunț că mă întâlnesc cu patronii studiourilor. Ha! Mă duc să-mi negociez noul meu salariu de megastar. Sau vrei să-ți explic ce înseamnă și megastar? Nu-i nevoie. Dacă vă dați voi seama, în curând o să vă cumpăr pe toți, bă! Cu tot, cu unitate! Ce tare gogoașă! Domn sergent, da, dacă o să fiți așa de bogat, o să mai vreți să ne fiți nași? Depinde de cât de bine iese nodul la cravată. Tu ești unica femeie din viața mea. Și... și ești unica femeie care... Și fără tine viața n-are rost. Ce de prost! Trei vorbe nu poți să reții. Parcă sunt clarozat de-n-al. Dă, Doamne, să nu fie nervoasă. Sară mâna! Mă, dacă ai venit iar pentru tâmpenia aia, îți dau cu ceva în cap. Ieși! Stați puțin! Dă-i iar, mă, Claus, să vă explic! O leacă, stați să vă explic! Doamne, afacere! Ho! Acum la început de carieră dăm cu piciorul la bani așa, dar să... Dați-mi voie să intru să vă explic! Eu mai stau, bă, intră tu! Pot să intru? Hai, mă, iubi, lasă-mă să intru doar 2 minute! Nici o secundă! Pornografic infect ce ești! Mă, iubi, dar ți-am explicat! Eu n-am vrut, dar m-a obligat domn sergent! Prin chiorete! Poți să intru acum? Dacă intri, cazi, mă! Hei! Da, are puterea asta, dar aruncă până aici! Doamne, mare țipratie! Uite ce mi-ai făcut, idiotule! Că numai din cauza ta am ajuns aici! Mișcă-te imediat și explică-i cum a fost cu filmul, că te omor! Eu te ce ai pupăzut? Eu nu știu că n-am fost cu tine la filmuri. Eu știu ce ai făcut tu acolo, ce să-i explic? Băi, explică-i din cauza cui am ajuns să joc eu un film! Tantalaule, hai, du-te! Să mă soprească bombardamentul, cum să mă, după ce sunt întâmpit? Nu! Nu mai stau deloc! Ia asta, că doare mai puțin. Du-te, camarade. Mă duc. Da, domnul regizor, cum să nu vrea? Ei, păi ar fi nebună să dea cu picior la ocazie ca asta. Auziți, dar... Tremusa-i negresă? N-ar fi mai bine cu o gravidă care... Cum? Așa vrea producătorul cu el de banu. Corect! Aci mi se pare corect și mie. Păi atunci, mâine... Cum astăzi? Adică de ce-ți mai vrea o probă? Ba, se poate, cum să nu se poată? Dar nu știu dacă puteți să ajungem până la dumneavoastră. Nu la dumneavoastră, aici. Aici. Și când ajungeți? Haideți într-o oră, vă rog eu frumos, să aibă și ea timp să se schimbe, să se șpele. Să rămână. Adică, vă salut. Cum e norocit? Desiret! Desiret!
Dacă e liniște, înseamnă că s-a calmat, nu? Și ascultă explicațiile. Bă, îmi pare rău. N-am știut că ești tu. Dar ce cauți aici? Mai știu. Auzi, ce ai făcut? Te-ai împăcat cu Dezire? Nu. Că nu lasă să intre pe nimeni la trânsa. Ce mă fac? Dă-mi o idee. Dă-mi ceva. Vă implor, doar vă apăreți și veniți și le spuneți că n-aveți chef de filmare azi. Și atunci o să-mi dea ei sigur altă gagică. Hai, șefa, vă rog, nu-mi distrugeți cariera înainte să înceapă. Veniți, că fără de asta nu mă primește ăștia. Și, Ghiole, hai că intru să vă explic cum facem. Să nebunesc, asta a fost catapult într-o viață anterioară. Șefa! Vă rog, șef... Șefa, în 2 minute vine regizorul cu echipa de filmare. I-ai chemat aici, idiotule! Direct la carceră te duci! Am glumit! Cum să-i chem aici, ați înnebunit? Scuzați expresia, vreau doar să vă mobilizez! Să... Dacă mă mai deranjezi o singură dată pe subiectul ăsta, mori în carceră! Ai înțeles? Ok, dispari! Mârlane, de ești așa, bă, tu? Te-ai lovit cumva la cap și ai aflat că e gol? Auzi, bă! Bagă-ți niște spumă poliuretanică prin nări în el, să nu zică lumea că n-ai nimic în cap. Așa, băi, adevărul e că poanta asta a și fost bună în neștire. Domn Sergent, vă caută unii cu filmările, sunt la poartă. Au venit aici? Wow! Vă dați voi seama ce important sunt eu, bă, dacă au venit producătorii la mine, la poarta unității, bă? Asta înseamnă să fii megastar, bă. A venit muntele la Mahomed. Să vezi că le cer acum. Domn sergent, domn sergent, nu pe dumneavoastră vă caută, pe domnul sergent Mârlanu. Pa bine? Nu curc asta! Pă, Mârlanu? Bă, asta mi-a mie contractul! Ire bune, Doamne! Data viitoare, dracu bazuca, idiotule! O, oh, Mr. Mârlanu! Trăiți doar regizor și bine pare să mă... Ești pregătit? Sunt, cum să nu fi, eu nepregătit, eu... La ordine! Și fata? Și fata ce? Păi e pregătită și ea de filmare? Ia, e pregătită fata, e super pregătită. Păi ce mai aștepți, adu-o aici. Acum? Hei, hai că n-am toată ziua la dispoziție, trebuie să încep să filmez, nu? Acu? Păi, nu e aici, e la... E la WC-ul.
Foarte bine zis, să se grăbească. Hai. Să-i s-o scot după că să-i, mă rog, dacă îmi permite să... Hai, pe rog, hai. Dezirele! Hai, dragă, că a venit echipa să filmăm. A, nu pot acum că m-am stricat la stomac, nu știu ce naiba am. Domnul regizor, cred că avem o problemă. Am auzit. Dar stați liniștit, că am o locuitoare de 10 ori mai tare ca asta la altă. Și e și mai sexual. Două secunde mă așteptați că vă aduc eu la... Deci! Da, două sergentați sunt nebuniți! Da, sigur că se nebunesc eu pe tine acum. Nu vrei să ajungi și tu, fii sex simbolul României, să fii un fel de Sharon Stone. De asta, fii, să joci în filme, să fii vedetă. Uitați-vă la ea că e sexy, cu asta dăm lovitura. Uitați-vă, pufoasă, dolofană, gravidă. Cu gravide n-a mai făcut nimeni filme aici la noi. Mârlane, nu ne interesează. Ai 10 minute să scoți mulatra din toaletă. Nu o scoți, nu facem proba. Nu facem proba, nu facem filmul. Adică, pa! Ce stai rușe la WC-ul? Dă-te s-o scop aia! Mai târziu nu se poate. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Vandane? Și dracu ai poi, bă, că m-ai și speria, mă bagi în spital! Mama fuma de la râșnița asta lui șeful. Ce-ar râșnița să-ți fie? Auzi, mă, ia fie pe aici. Mai știi tu care a tăia nemuritoare care o dădeai tu? Bineînțeles, domn Sergent, vreți să vă adorm, nu? Nu, nu pe mine, pe domnișoara locotenent, pe Dezire. Pe domnișoara locotenent? Domn Sergent, eu nu dau un ofițer. Hai mă, că e nevoie, mă, să biata femeie n-a închis un oi de nu știu câte zile, n-a pus geană pe geană, să o ajutăm și pe ea, mă, că e, ha? Nu, domn Sergent, nu, nu. Ce mă fac? Ce... Nu se ia. Auzi, mă, ia-i cu mine, că am o idee. Nu merg, domn Sergent, chiar dacă mă băgați la cancer, eu nu dau în ea. Te-aș băga eu undeva, că stă pe limbă, dar nu pot că să-i oamenii ăștia la noi. Hai cu mine, crede-zi! Păi de 5 luni de zile de când sunteți voi așa mai pe bune, păi n-ați făcut nimicuța, nimicuța, mă? Nu, pentru că a respectat-o. Păi de-aia nu te mai vrea, mă. S-o fi sătura săraca de atâta respect. Ha. Vrea și ea un bărbat mai de acțiune, că e femeie și are nevoi, ca toate femeile. Eu, nevoi? Da, Chiorete, nevoi. Că uite așa, îi se urcă hormonii la cap și după aia scrapă capul cu cele pică în mână! Păi de-aia aruncaia după mine cu tot felul de chestii? Mhm. Ce mă fac? Păi ce ți-am zis, Chiorete? O ai frumos de aripă și o bagi în pat. Sure. Și să vezi după aia ce bine o să vă înțelegeți. Exact așa am să fac. Dacă nu e așa, să rămân Aema și îți rămân dator. Ai, las că nu e nevoie, că suntem chit cu... Cu... Nu. Ai vorbit cu ea? Normal! Și? A înțeles situația? Normal! Deci poți să mă duc la ea, mă primește? Normal! Mersi, prietene! Știam că poți să mă bazez pe tine! Normal! Normal! Eu te-am avertizat. Dacă intri, cazi. Ah!
mă, peruca asta cu trebuie, când te stă strâmbă și ești maimuță. Și aranjează țițile alea, câte cum și-a de una sus, una jos, păi da. Deci așa vrei, matale, să mi-i mie locul. Bine. Aoleu, vandame, mă omor cu mersul ăsta, parcă ești capră. Mergi, bă, și tu ca femeile, ca fotomodelele alea. Pac, pac, pac. Ia să te văz. Aoleu, moartea pasiunii. Mai fă un drum, dar mergi normal, mă, mergi normal, că cred că-i moare camera lui ăla când te-o vede. Domn sergent, dar dacă mă pune să mă dezbrac, că e film pentru adulți. Zici că e stricată la stomac, făi. Sunt stricată la stomac și mi-am pus Pampers să nu se vadă. Ia, hai, mai bagă.
Eu nu i-am. Da, regizor, dacă îmi dați voie, vă arăt eu de fapt cine e această frumoasă mulată! Bă, te pindule, chibuia locotenent! Și eu sunt Brad Pitt, călare, pe Angelina Jolie! M-a prins tu pe mine! Da drumul la perucă, fantame, tu te crapi! Te crapi! Și trebuie să țineți cont că tipa mă urăște de moarte. Mam! Dar de ce, domn sergent? Nu știu, bă, că nu citesc tot scenariul. Păi nu așa fac actorii, domn sergent? Așa fac actorii de mâna a doua, băi, trașcă. Dar nu și megastarurile ca mine. Eu îmi citesc numai paginile în care joc și gata, nu mă interesează. Tata! Da, taci! Lasă-mi să ajungă la acțiune. Continuați, domn sergent. Ok, mersi. Eu intru în cameră brusc. Tipa e acolo. Este îmbrăcată într-un neglije roșu transparent prin care se vede tot. Tot. Tot? Tot, chiorete, tot, absolut tot. Până și spargătorul de gheață care le ține la spate. Nemernica, vrea să vă omoare, domn sergent! Am zis să stai, treașcă, să stai! Mă scuzați, domn sergent, continuați. Ei bine, în momentul în care îmi las să-mi cadă parfalocul pe spate și îmi dezvelesc trupul majestos, tipa aruncă spargătorul de gheață... Care ți se fige în cap și mori de tăierea cu dămiții! Ai vrea tu, băi, mârlane, că ți-mi iei mie locul. Nu, băi, tipa nebunește de dorință. Aruncă spărgătorul de gheață din mână și sare pe mine și urmează 27 de minute de sex. Partida adevărată. Și nu de-asta așa obezduit, ci de-asta animalic. Adică, după ce vrea să te cardească, o apucă brusc amocul și sare pe tine să vă îmbrigați. Bă, gogoașă, bă, mai tine cu scenariile astea non-realiste, bă. Ne dragul scot eu cuvintele astea. Păi bă, de-aia n-am vrut eu, bă, să viu la voi la filmări, bă, că astea nu, scenariile astea nu reflectă realitatea, bă, nu-i niciuna adevărătate mincinoase. Păi da, unde ați mai pomeni voi, bă, doi oameni care l-au cuțite, brusc, să se apuce ei să sară unul pe altul, să se mârlige ca căței, că nici măcar nu s-a împăcat. Se poate, băi, mârlane, conform teoriei atracției parpalacului. Dar tu de unde să știi așa ceva? Când tu citești numai etichetele de pe hârtie igienică. Dar ce zice teoria asta a atracției parpalacului? Zice că, definiție, oricât de șucăriți ar fi doi parteneri, în momentul în care unul dintre ei apare în fața celuilalt îmbrăcat doar în parpalac și își dezgolește trupul, partenerul său simte o atracție irezistibilă, direct proporțională cu suprafața de trup dezgolit care se ițește de după parpalac. Și uită de orice supărare și sare pe el. Hai că uiți! Rafoage! Epa, dracu! Și asta e valabil la oricine? La oricine! Cu condiția să fie cuplu. Păi ce mai fii împrăș? Nu te iau un parpalac și călare pătrașcă! Nu! Domnul sergent, vă rog să terminați cu insinuările astea. Soția mea este o femeie serioasă, e însărcinată, ce naiba? Cum să umple ea descolită să răcească copilul, Doamne ferește? Ia, chiar așa, dragă! Du-te imediat și mai îmbracă-te că parcă ești prea subțire îmbrăcată. Păi normal, trașcă! De când nu mai sunt subțirică, nu mai corespund standardelor. Acum mă trimis să mă îmbrac!
Bine ai făcut, boss. Să zic, Gogoașă, când încep să filmez tâmpenile astea care ne-ai mințit pe noi până acum? Ce șmecher! Ai vrea tu să știi, mârlarea, ca să vii acolo să-mi pui bețe roate și să-mi iei mie locul? E, să știi că n-o să afli niciodată! Mâine, la ora 9, morcopt, o să fiu în platou de filmare! Așa, bravo, domn sergent! Foarte bine că nu i-a spus că mâine la 9 sunteți în platou! Bravo! Nici n-a aflat, bravo! Ei și ce? Ce? O să-mi ia și caie de la bicicletă! N-ai ce să-mi faci! N-ai ce să-mi faci! N-am cum să nu ajung mâine pe platou de filmare! Domn sergent, vă rog să mă urmați. Poftim, ai văzut? Plec! Pleacă? La carceră! Toate ce am făcut? Scrie în ordin. A, nu, e o greșeală, eu pe domnișoara de zile am lovit-o din greșeală. Mi-am și cerut scuze, i-am explicat, dar cum... Domn sergent, nu faceți probleme, vă rog frumos, urmați-mă de bunăvoie. Măi, omule, fii înțelegător, eu sunt actor, sunt megastar, n-am cum să lipsesc mâine de pe platourile de filmare, trebuie să fiu acolo. Eu am vrut să vă respect, dar dacă nu se poate... Ce bou! Auzi, bă, fandame, și când s-o trezi, să-i spui dacă auzi de teoria atracției capului în gură, bă. Că e mai tare decât asta cu barbalacul. Păreau goșii cu ogoașe, cred că n-aș început de la filmare. Da. Nici o problemă, domn general. Exact. Dumneavoastră lucrați liniștit că trimit eu pe cineva să-l ia. Dați-mi numai, vă rog, adresa. Imediat să notez. Real, n-ai bine să... Nu cu dumneavoastră. Mai bine spuneți-mi, eu că o țin minte. Acasă? Am înțeles. Să trăiți. Lasă pupă, să că până la urmă îți răspunde ea. Când, Chiorete, când? Că mi-am cheltuit toată solda pe plicuri. Tu erai... Da, dar cine credeai? Auziți, vă rog frumos, n-aveți să mă împrumutați și mie un parpalac două, trei zile? Dau de o bere. De unde fai parpalac dintr-ală? Păi, nu sunteți voi gradați? Doar ofițerii primesc parpalace, nu noi. Și la ce-ți trebuie ție parpailac când afară e 25 de grade, ia? Doar nu vrei să... Treaba mea ce vreau! Tu te bă de aici că eu tâmpenii, auzi tu teoria parpailacului, hai mă! Și dacă e adevărată pupăză? Că din ce zicea Gogoașe, definiția aia sună cam cărți, să știi! Degeaba, Chiorete. Dacă Emma nu vrea să mă primească la ea, degeaba îmi pun eu... Tu erai? Da, spre norocul tău. Am convins-o pe Emma să stea de vorbă cu tine. Ai convins-o? Da. Sărumâna, prințesă. Sărumâna. Hai, gata, gata. Diseară la 10 să fii în sala de seminar, da? Și sper să fii convingător, că altfel... O să fiu, îți promit eu că o să fiu, o să... Auzi, da. Mai cumva un parpalac? Parpalac? Parpalac. Nu am ce să-ți fac, Gogoașe. A făcut deja hârtie scrisă. Iar eu nu pot să o ignor, că e Edita mea locotenentă. Șeful, dar vă rog frumos să înțelegeți, dacă nu ajung pe platouri, pierd o grămadă de bani. Sau pierdem o grămadă de bani. Că știți... poate vă gândiți la vreo soluție și rezolvați situația. Mă mai gândesc. Păi... Vă ajut eu să vă mai gândiți, e? Hai, gândiți-mă, găsiți o soluție, vă rog eu mult. Stai un pic. Alo, da. Să trăiți, domn general. N-are nimic, eu îl trimit acum spre dumneavoastră și vă așteaptă până terminați. Exact. Să trăiți.
Păi de unde ai tu parpailac, mă? De la Van Damme, pe șpagă. E parpalacul de rezervă al lui șeful. Pupăzătoai nebunit? Păi nu ziceai tu că nu crezi în... Cred în orice, mă, ca să mă împac cu Ema, în orice. Ia uite. Dezirica, ești înăuntru? Măi, Dezi! Iuhu, eu sunt! Unde dracu ești? Unde ești? Ah! Parte-i lacul! Mamă, de când te caut! Unde naiba ai fost? Să-mi schimb pansamentul. Am și eu o mare rugăminte la tine. Te rog frumos, vrei să mă împrumut și mie parpalacul tău din dotare pentru câteva ore? Da, nu mai suci mâna, că ți-l dau. Am dus să ți-l aduc. Bună, prințeso! Trăiți, șeful! Auzi, mă? Ia hai că tot ești îmbrăcat. Ia hai cu mine. Unde-i șeful? Te duci până la generalul, m-a vrosit-o acasă. Așteptați-o minu, șeful, să mă schimb și eu, să... Ce să te mai schimba, ai nebunit? Hai că te așteaptă omul, dă-i drumul, mai repede, hai! Hai, șeful, dar nu e cu... Șeful e belea mare! Da, domn regizor, sigur! Da, vă rog frumos să înțelegeți că nu pot să vin chiar acum pentru că sunt reținut în unitate pentru o misiune importantă. Dar, în schimb, am acordul comandantului să veniți dumneavoastră aici. Sigur, e parafat, e ștampilat, e semnat, sigur. Și în plus de asta o să faceți filmare și cu decorurile de armată. N-ați mai avut așa ceva. O să iasă super. Da, da. Veniți dumneavoastră, aplasați-vă echipamentul și când este totul gata cu lumini cu sunet, mă chemați pe mine la platou și vin. Sigur, cum să nu, cu respect, să trăiți, să trăiți, să trăiți. Să trăiți? Așa mai merge cocoș, așa? Fă-te comod, că mai durează puțin. Mai am de tehnoredactat ceva. Dă-i parpalacul lui Remus și hai să trecem dincolo. Lăsați, domn general, că eu mai bine rămân așa. Nu vă mai deranjați, pentru mine că... Caporal, dacă am zis să te faci comod, fă-te comod. Nu fii mai protocolar decât e cazul, că mă superi. Remus, ajută-l tu pe... Caporal, Chiorete, să trăiți. Exact. Da, șeful. O să le ajut. Da. Da. Lasă-mă, măi, nene, că rămâi așa, nu mă schimb, bă. Se poate. Dacă șeful a zis te faci comod, te faci comod. Trebuie să-l superi. Apoi zice că n-am avut grijă de oaspete. Hai, dă-mi. Mai bine rămân așa, că mi-e și frig. Lasă că dau eu centrala mai tare, nu e nicio problemă. Asta e problema. Hai, dă-mi-l. Băi, nene, tu nu înțelegi că nu vreau să rămân fără partisiu pe mine. Vreau cu trânsul pe mine, na? Treaba ta. Dar să știi că eu n-aș face-o. De ce? Pentru că îl jignești pe șeful, caporal. Gândești, judecă și tu. Adică el te invită ca pe un prieten să te faci comod și tu spui că nu vrei. Cu alte cuvinte, îi refuzi prietenia. Treaba ta. Treaba ta. Dar să știi că șeful nu uită. În loc să încerci să te dai mai bine pe lângă el, că poate cine știe, te avansează. Păi poate. Normal, deșteptule, că poate. Cum? Avansarea. Hai, caporal, ce faci? Nu te-ai dezbrăcat încă? Imediat, domn general. Dar mai întâi am nevoie până la toaletă, că nu mai pot să mă rețiu, dacă mă înțelegeți. Unde-i toaleta? Dă-i drumul, Remus, ajută-l tu, te rog. Să mă duc la... Da, da, da. Pe aici. Pe aici, caporal. Lasă scaunul. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Haideți, șeful, vă rog eu frumos, dar puțin. Nu. Mamă, parcă ar fi de aur. Iepuraș, nu e vorba de valoare, e vorba de principiu. Păi de când își poștesc ofițerii hainele cu soldații? Dacă îți dau ție parpalacul, creezi un precedent.
Și mâine, păi mâine mă trăiesc cu coada la ușă, că unul vrea chiloții, altul vrea mai eu, altul ciorapii. Hai, ieși afară, ieși, 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 ieși afară, ieși. Hai. Ieși afară, am zis. Hai, bă, frate, ce faci acolo? Ai căzut, ce faci? Încă puțin. Dar dă-mi naibii parpalacul ăla odată, că nu stau după tine toată ziua. Nu pot! E bine, atunci mă duc să-i spun lui șeful că nu vrei. Nu! Și... nu-i spui nimic! Stai! Ia-l, disperatule, ia-l! Tot ce vă rog este să vă mișcați repede, da? Nu de alta, dar mie să nu vină cineva în control, ok? Ce vrei, frate, dacă nu e Costello, nu? Dacă vine Costello, dau drumul la cameră. Până atunci nu pot să dau drumul la cameră, nu încep filmarea, clar? Asta e! Super, mă duc să-l chem acum, da? Du-te, du-te! Ce stați, mă, și vă uitați așa, mă? Du-te, mă, și cheamă pe Betty la cadru să vină la filmare, mă! Hai, mă, și tu aranjează-ți sălea, dați drumul, dați în mâini, mă, că începem filmul! Hai, mă, ieși! Oh, să rămână în șef! Unde sunt? În sala de lectură. Da. Iertați, poftiți. Să rămână în șef? Hai. Acum, ori niciodată. Mai bine nu acum, mai bine mai... mai bine mai... ce să mai, că aia e. Ah. Caporal! Ce hai să-ți o prezint pe fata mea! Păi, imediat, domn general! Beta, fă ceva! E gol! Crezi că e așa cal la dumneavoastră în casă, domn general? Și calatul ăsta chiar nu mă prinde deloc? Ce facem, mă, fraților ăsta? Ce-ați făcut, mai era schimbat gagica? A terminat o dată, nu vezi că e bună și asta? Nu vezi cum arată? E. Emma, ce dor mi-a fost de tine! Uf. Stop! Cine e, mă, asta? Păi aduceți-mi-l, mă, pe Costello, mă! Aduceți-l, mă, pe Costello, aici! Deci așa ai terminat tu cu filmele porcoase, nu? Zi, mă! Vorbește, mă, mincinos ordinar! Zi, mă, zi! Șeful, mai bine filmam. Asta a fost mai tare decât secvența noastră. Mai e, mă, mai... A fost o eroare regretabilă, domn general. Nici măcar nu-mi imaginez cum a putut idiotul ăla să... Colonele, ai grijă să nu fie vreo modă tâmpită, că ne facem naibii de băcănie la centru. Ce naibă? Cum să fie, domn general? Dar soldații nici măcar nu par palacele astea în dotare. Serios? Habar n-am de unde l-a putut lua. Ce ziceai, colonele, că n-au în dotare par palace?
Nu au drum, general, ăsta este al meu. Iepuraș, cum ți-ai permis să-mi iei parpalacul din dotare fără acordul meu? Șefu, știi, nu ești... Dă-l jos imediat că te nenorocesc. Nu pot, șef. Cum să nu poți? Dă-l jos imediat că te dau afară din armată, mă. Dumneavoastră ați zis. Te imediat și echipează. Te calcă în picioare. Măi, măi, Emma, măi, măi, Emma, măi. Câte-ai să calci, puți? Și ziceai că nu e modă, colonel, ai? Și-mi dezgolesc trupul de Adonis. Atunci tipa înlemnește și aruncă cuțit. În spărgătorul care să-mi fige în capul al tău, sec de tolomac, că ne-i... Înlemnim așa mea de cuțit. Să zic o coașă, cât încerc să filmezi tâmpelile astea care le-ai mințit pe lui Bravo? Ce smecher! Ce smecher! Asta sunt eu, smecher! Degeaba, Chiorete! Dacă Emma nu vrea să mă primească la ea, degeaba îmi pun eu... Pa! Ea! Laura, tu aici? Unde-i șeful? Te duci până la generalul, m-a vrut să tu acasă. Să-ți...